de la fratele președintelui la cumnatul premierului. Iată ce axă de influență e caracteristică pentru jocurile de putere din România ultimilor ani. Poate chiar din cei 25 de ani de la Loviluția din decembrie 89. Până vom afla ce a fost și atunci, de fapt, în acele zile blurate de decembrie roșu. În vreo 14 percheziții desfășurate ieri din Prahova și până în București, procurorii DNA au pus cătarea pe mai multe firme, între care și una fondată de mama premierului, doamna Cornelia Naum, dar condusă în prezent de sora și de cumnatul lui Victor Ponta, Alexandra și Iulian Herțanu. De peste Atlantic, încotro a tulit-o de o săptămână bună și fără măcar să aibă un ministru lângă el, prim-ministrul guvernului României tuitărea că nu cunoaște nimic de cumnatul și că nici nu e bine să comenteze ce fac procurorii cu ruda lui, că știu ei mai bine. După ce cu o seară înainte îl trimitea pe Băsescu nu la televiziunea publică unde apăruse pentru un interviu, ci în celulă, lângă Elena Udrea. Nu știu cât o ține delimitarea lui Ponta de businessul de familie al surorii și mamei sale. Cert este că nici prietenul lui de discotecă în țări calde, Sebastian Ghiță, nu mai are motive de liniște. Și el a fost citat ieri la DNA Ploiești în calitate de suspect. În aceeași cauză de afaceri de corupție și de turnare de fonduri europene, fiind audiați și președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul, că se poartă, deputatul Vlad Cosma. Acuzați de sprijinirea unui grup infracțional organizat, asta într-un proiect de extindere a culmea a rețelei de canalizare la Comarnic. Detașarea premierului de acest bulgăre penal, care ia amploare și viteză, în și pe lângă familia sa, mă face să-mi aduc aminte de recomandările pe care tocmai el i le făcea fostului președinte de țară, în scandalul fratelui Mircea Băsescu cu Bercea Mondial, sugerându-i lui Traian să-și dea demisia dacă e un om politic veritabil. Ei bine, gura păcătosului adevăr grește. Iată că a sosit momentul să fie chiar el, Victor Ponta, acest exemplu de bună practică și din același motiv. E doar o chestiune de timp până când, de la fratele președintelui la cumnatul premierului, va fi doar un pas de făcut, dar în instanță. Și atunci poate prea târziu pentru cariera politică a actualului șef al executivului. Da, am zis și eu, n-am dat cu parul.